În ecourile capitolului 19 din Evanghelia după Matei, în care a fost vorba despre credincioșie, Iisus le reamintește ucenicilor săi, apropiindu-se de Ierusalim, că el avea să moară acolo, jertfindu-și în mod voluntar viața pentru păcatele omenirii. Dar ucenicii pur și simplu nu puteau înțelege asta. În Iisus însă, Dumnezeu a coborât din cer pe pământ pentru ca oamenii să poată urca de pe pământ în cer, prin credință și ascultare de el. Într-un fel putem spune că cerul este pentru cei ce-l cer. Și-o spun răspicat, nimeni nu poate face absolut nimic pentru mântuirea sa. Omul poate fi salvat doar prin credința în Iisus Hristos, pe baza jertfei și harului său. Dar răsplătirea cerească este determinată de ceea ce ai făcut jos aici pe pământ. Să nu scăpăm asta din vedere. Pentru că, de fapt, asta îi spune Mântuitorului Petru în finalul capitolului 19, începând cu versetul 28. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Rămâne pentru fiecare dintre noi întrebarea și motivul de reflexie. Ce loc îți pregătești în cer? Pentru că cerul se dăruiește celor ce îl cer. Pe de altă parte, în capitolul 20, după ce învățătorul le spune ucenicilor pilda lucrătorilor viei, mama lui Iacob și Ioan i-a cerut o favoare lui Iisus. În împărăția ta, se poate ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta? Altădată, poate că o asemenea cerere ambițioasă a unei mame iubitoare ar fi putut trece neobservată. Dar Iisus i-a dat de înțeles că nu știa ce cere, pentru că nu el, ci Dumnezeu va stabili locurile de onoare atribuite ca răsplată. Domnul exemplifică apoi clar că pentru a fi mare trebuie să fii mic, smerit. Și spune asta, el cel venit nu să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când Domnul a intrat în Ierusalim, la începutul săptămânii în care urma să moară, el deținea un nou rol. Mai intrase și altă dată în oraș, pe poarta oilor prin care erau aduse animalele de jertfă. Dar nu și de data asta. Acum el călărește ca un rege și cei ce îl întâmpină îl recunosc. Pentru că nimic nu putea fi mai grăitor și îndrăznesc decât să călărești mânzul unei măgărițe, o postură rezervată regilor. Măgărușul era animalul pentru vreme de pace, în vreme ce calul era animalul pentru război. Iisus a intrat în Ierusalim pentru a se oferi ca rege, unul smerit, împlinind astfel versetul 9 din Zaharia 9. El n-a fost niciodată mai regal ca pe drumul său spre cruce. El invita Ierusalimul să ia aminte la cele ce spune. Era șansa și momentul lor să accepte sau să-l respingă. El a intrat în Ierusalim în acea săptămână ca preot, ca profet și ca rege. Aș zice însă că acelea n-au fost intrări triumfale, pentru că el înainta spre crucea pe care avea să moară pentru păcatele noastre.